Neața, hai că am terminat primul volum din istoria loviturilor de stat în România de Stoienescu, foarte interesantă. Se referă la perioada 1821-1870 și ceva, cam așa, primul volum. Foarte interesant din perspectiva mea că am aflat o grămadă de chestii pe care nu le știam, inclusiv, surpriză, despre personajul lui Caragiale. Se pare că s-a inspirat destul de mult din evenimente lungi și nume reale, adică habar n-aveam că Titirca Inimă Rea a fost chiar un personaj real și a participat la un moment dat la o răscoală, revoltă în București. Recomand. Tipul are opinii destul de hotărâte. Nu sunt de acord cu unele dintre ele, adică conform lui ar fi fost mai bine ca statul român așa să o mai trâmbăleze încă 100 de ani până să ia anumite instituții europene și de-abia după aceea ar fi fost mult mai bine, mult mai bine, cum să zic eu, uns, ar fi funcționat mult mai bine. Acum eu nu cred că la momentul respectiv, cu problemele pe care le avea stadiul respectiv aproape medieval, România își permitea să mai stea încă nu știu câte zeci de ani ca să evolueze natural, cum spune Stoienescu, dar e opinia lui. În schimb, o să găsiți, v-am spus de la început, o grămadă de informații interesante din arhive, se pare că s-a documentat în arhive care a avut acces și de-abia aștept să citești și volumul 2. O zi faină în continuare!